Potrivit portalul de știri dâmbovițeanul.com, paznici de vânătoare i-au depistat pe primarul PSD al comunei Crângurile, Dumitru Giurescu, pe fiul său și pe alți 6 vânători, având asupra lor un sac plin cu 5 fazani. Pentru că pe autorizația de vânătoare nu figurau fazani, la fața locului au sosit mai mulți polițiști care au deschis o anchetă. Giurescu nu este singurul primar al PSD care a avut sau are probleme cu legea. Prin 2007, primarul comunei Ciocănești, Marin Păun, l-a trimis pe învățătorul din sat să susțină examenul de bacalaureat în locul său. Zile la rând, presa locală și națională a tot vorbit despre isprava edilului PSD-ist, care la 50 de ani susține examenul de bacalaureat. Un primar dintr-o comună dâmbovițeană l-a trimis pe învățătorul satului să susțină examenul de bacalaureat în locul lui. Marin Păun, primarul comunei Ciocănești, în vârstă de 50 de ani, a susținut probele orale ale bacalaureatului la grupul școlar Constantin Brâncuș din Târgoviște. La prima probă scrisă de limba și literatura română de joi, s-a gândit că e mai bine ca altcineva să dea examenul în locul lui. Cine putea fi mai potrivit și mai pregătit pentru un astfel de examen decât învățătorul de la școala Urziceanca din comuna dumnealui? Pe buletin și pe legitimația de examen au fost lipite fotografiile învățătorului George Marian Tudoran, în vârstă de 30 de ani. Un alt primar social-democrat. De această dată este vorba despre Marin Grigore de la Produlești. Intră în atenția oamenilor legii în luna iunie a acestui an. Acesta a împușcat un tânăr pe fondul unui conflict iscat la una dintre cârciumile satului. Arma de tir cu aer comprimat a fost ridicată de către polițiști în vederea expertizării. Primarul este acum cercetat pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor și uz de armă neletală. Ultimul, dar nu cel din urmă, edil PSD intrat în conflict cu legea este viceprimarul de la Nucet, Gheorghe Catrina. Dosar penal pentru viceprimarul de la Nucet, titra cotidianul național Adevărul în luna mai a acestui an. Acesta nu a tras nici cu arma prin sat sau prin pădure, nu i-a trimis nici pe alții mai deștepți în fața comisiei de examinare de la bacalaureat, dar a condus mașina instituției după ce s-a cinstit cu alcool în sânge. Ficele de la Nucet a chefuit vineri la petrecerea prilejuită de ziua comunei Nucet, după care s-a urcat la volan și a plecat spre casă. Mașina a fost oprită în trafic de polițiștii de la rutieră. Acestora li s-a părut că edilul are un comportament suspect și l-au luat la Târgoviște pentru recoltarea de probe biologice. În urma analizelor de sânge s-a stabilit că Gheorghe Catrina avea o alcoolemie de 0,65/1000, motiv pentru care s-a ales cu dosar penal. Acestea ar fi doar câteva exemple de primari care au nesocotit, voit sau nu, legile în vigoare. Ce au în comun aceștia? După cum ați remarcat, toți cei 4 edili amintiți sunt membri ai Partidului Social-Democrat, colegi cu moraliștii parlamentari Ion Stan și Adrian Suțuianu.